Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, nu într-un alt loc. Multe întâlniri să fac astăzi, chiar și diferitele ocazii, chiar nebiblice, dar se bucură, oamenii se bucură. În schimb, noi trebuie totdeauna să căutăm aceea bucurie să ne satisfacă pe noi, care îl satisface pe Domnul mai întâi. Că bucuria Domnului e tăria noastră. Glorie Domnului! Amin! Dacă Domnul nu se bucură de o întâlnire, atunci noi suntem slabi și nu putem să propășim calea neprihănirii. Putem propăși multe alte lucruri, dar nu pe calea neprihănirii. Lucru pe care eu îmi doresc din toată inima, ca toți frații și toate surorile, toate acele persoane care au încheiat un legământ prin botezul în apă, care vor sfârși pe Dumnezeu, să avem propășire pe calea neprihănirii și a sfințirii. Domnul să ne ajute la asta. Cuvântul pe care l-a citit preiubitul frate, pastorul Iosif, a început cu un cuvânt repetat. Adevărat, adevărat, adevărat. Ce înseamnă asta? Sfânta Evanghelie a lui Ioan are acest cuvânt. Nu se expert în gramatica română, dar poate să fie o sintagmă folosită pentru prima dată de Domnul Iisus Hristos în discuția sa cu Nicodim. Acolo prima dată a zis adevărat, adevărat. Dar ce înseamnă asta? Cine folosea cuvântul ăsta? În edițiile vechi ale Bibliei spune amin, amin. Mai târziu s-a scris adevărat, adevărat. Nu știu exact cum a zis Domnul Iisus. Amin, amin sau adevărat, adevărat. Dar oricum știm ceva. Că în Israel toți învățătorii foloseau cuvântul acesta. De ce? Când intra într-o clasă unde erau ucenici care se învețe și la ei erau mulți care aveau ucenici, cum povestește Pavel, că el a învățat la picioarele lui Gamaliel. Școala în Israel mai întâi era școala în familie. Fiecare cap de familie sau în lipsa lui, mama, trebuia dimineața și seara să se ocupe de copii. Să citească din lege, să se roage și să cânte o cântare. Timp de un ceas îl petrecea dimineața și un ceas seara, apoi plecau dimineața la muncă sau seara la odihnă. Dar asta era o lege pe care evreul nu avea voie să o șterbească. Și în felul acesta, un copil, până la 7 ani,
era educat bine în ale Bibliei, în al legii, Tora. După care, el însăși avea datoria să stăriască în aceasta. Când sosea cum ar fi la noi să intre în școli mai înalte, atunci îi lua câte un învățător. Învățătorul ăsta putea să aibă până la 30 de elevi, dar nu mai mulți. Se considera că dacă ai mai mulți, nu-i poți educa cum trebuie. 30. Vârsta până unde trebuia să-l educi era tot 30 de ani. Dar în schimb, luându-l de pe la 15-17 ani în primire, până la 30 de ani, îl învăța să cunoască cu lux de amănunte legea și în formă explicată, nu numai citită și treci peste ea, ci tot ce se poate învăța din lege. Pentru asta, ei, după ce face prima formă de început în clasă, trebuie să facă un anunț adevărat. Asta ca la un dirijor. Toată lumea știe de acum că urmează o temă pe care n-au mai învățat-o. Dar dacă zicea de două ori adevărat, adevărat, însemna că urmează o temă din care va trebui să fie examinat mai târziu. Și aia trebuie să fie ochi și urechi și să o noteze bine. Și chiar de aceea, la cuvintele pe care le auză deasupra, punea adevărat, adevărat. Știe că de aici va fi examinat din tema asta. Și el trebuie să o recapituleze mai de multe ori, să nu o uite. Că odată venea timpul când trebuia examinat. Adevărat, adevărat, Domnul Iisus Hristos l-a pronunțat, cum v-am mai spus, de 20 de ori în această Evanghelie. Dar pentru Nicodim îi spune adevărat, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și toate astea urma să se dovedească atât la Nicodim, cât și la Hozan sau oricare altul care aude cuvântul. La Petru îi spune la fel un adevărat, că vine vremea când alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei vrea. Dar și el a trebuit să ajungă la examenul ăsta. Acum, pentru astăzi, cuvântul mi s-a citit de aici. Stând aici, pe bancă, mă gândeam ce cuvânt va citi fratele Iosif. Dar mi-a venit așa în minte, o dacă ar citi din Ioan 6. Imediat se întoarce la mine și mă întreabă, de unde să citim? Îi spun, din Biblie. Dar el stă să uită mai departe
de unde ce tine? De unde vrei? Când s-o sunt aici, zice, voi citi din Ioan 6. O știam. De multe ori în adunări, Domnul știe cum să face asta. Dar mă gândesc, dacă ar cânta cântarea cu tare, minune, răspoiesc bine de acolo, exact cântarea aia o cântă. Mergând cu mașina pe drumuri, spune o țântă, cum a spus fratele Oni, venind aseară, pe când cam ieșeam așa din Montreal, spune că unde trebuie să ajungem. Eu zic undeva așa în stânga. Și în stânga am luat-o. Când am ajuns lângă casa lui Franț, acolo eu zic, asta-i casa, mă. Stai să vedem, zice. Și îl sună pe David, iasă David din casă. Dar multe, ce să vă spun, multe din astea. Am călătorit cu Bilauca, care să crede un expert, cu Adam Marin, care să crede mai expert. Și amândoi rătăcesc în Toronto. Și să duc. Mă numere bine. Auzi GPS-ul. Mă numere bine, mă, GPS-ul tău numere bine, mă. Tu știi unde te trimite acum GPS-ul? Bă, nu știu. Mă merem bine. Merem, dar o să merem mult, să dăm de linia 7 și să trecem apoi prin ăsta cătăchicine. Ai, nu se poate. Bă, eu spun, mă, că nu merem bine. Întoarce și bagă-te pe strada asta să vezi ce-ți zice GPS-ul imediat. Derută-l tu un pic pe el. Când l-a derutat, îl face să facă ce-am zis eu. Întoarce-te înapoi. Ne-am întornat înapoi, că am mers mult. Și apoi am dat de 401. N-am văzut, mă, că n-ați mers bine. Doi mari șoferi cu GPS-ul și v-ați rătăcit. Dar în capul meu nu se face rătăcire, mă. Și lucrul ăsta nu e înțelepciune. Lucrul ăsta vine de la Dumnezeu. O călăuzire. Glorie Domnului! Amin. Acum suntem aici unde Iisus Hristos ne-a spus nouă tuturor în dimineața asta adevărat, adevărat. Știți ce înseamnă? Chiar astăzi va trebui să dați un examen. De aici. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va avea viață veșnică sau are în prezent viață veșnică. Și acum trebuie să sosim la examen. Avem viața veșnică? Că cine crede în mine, are. Nu va avea nou avut, are cu un termen permanent. Are viața veșnică. Iubit ascultător, iubite surori în Domnul, toți care mă ascultați, tineri și bătrâni, până și copii, aveți viața veșnică? Amin. Amin. Ce este viața veșnică? Cine știe să zică tare ca să aud și eu? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Și pe? Iisus Hristos. Iisus Hristos pe care l-ai trimis? Nu. Aceasta este viața veșnică. Continuăm întrebarea de examen.
cunoaștem pe Dumnezeu? În capitolul 14 de la Ioan ne spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Poți să ai credință dacă nu-L cunoști? Nu poți avea. Dar dacă îl cunoști, ai credință. Noi suntem fondați pe credința apostolilor și a prorocilor. Dar Iuda ne duce la o vârșie în epistola sa. Vă îndemn, m-am văzut silit să vă îndemn să luptați pentru credința dată odată, cândva, odată. Când a fost data aia? Când a fost data aia? Data aia a fost în momentul când Avraam a fost solicitat de către Dumnezeu să-l ducă pe Isaac, care nu era mic. Evreii spun că trebuie să aibă 30 de ani. Dar eu, căutând așa multe amănunte despre Isaac în Biblie, am constatat, potrivit cu anii lui Avraam și cu data nașterii lui Isaac în anii lui Avraam, că Isaac avea 20 de ani. Când a primit cuvântul să-l aducă ca și jertfă. Dar bătrânul era de 120 de ani. Ori dacă era după Talmud 30 de ani, de atâta mai vârtos, mai puternic, ce-i putea face un bătrân de 120 de ani la un bărbat în plină vigoare, în plină floare a vieții? Numai că Isaac era o icoană a Domnului Iisus Hristos, Isaac s-a supus în totul poruncii lui Dumnezeu primită de către tatăl său și s-a supus în totul tatălui său. Și-a purtat povara lemnelor în spate și acolo, de bună voia lui, s-a urcat pe altar după ce au făcut împreună altarul. Așa cum Domnul Iisus Hristos de bună voia sa și-a dat viața, eu am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Și icoana aceasta a fost prezentată pe deplin în acela raport dintre jertfirea primului fiu, unicului fiu. El mai avea frați, dar era unicul fiu. De ce era unicul fiu? Era unicul fiu prin făgăduință. Tot așa, Domnul Iisus Hristos este unicul fiu al Tatălui, fiindcă El e prin făgăduință. De la început am avut noi oamenii făgăduința aceasta că Dumnezeu va purta grija și că Dumnezeu va aduce în lumea noastră, cum a zis Samariteanca. Noi știm că are să vină în lume Hristosul, care ne va învăța toate lucrurile, nu cumva ești tu. Și Iisus i-a spus, eu sunt acela care vorbește cu tine, eu sunt.
Dragii mei, acela Iisus vorbește cu noi astăzi. Adevărat, adevărat. Ori, credința cea dată odată Sfinților și pentru totdeauna s-a sălășluit întâi și întâi în Avraam. Avraam trăia într-o lume plină de tot felul de zei și de tot felul de Dumnezei. El însăși îl ajuta pe tatăl său Terah la avii de Dumnezei pe care îi făcea Terah, că era un cioplitor în piatră și făcea statuiete mici și mari cu diferite chipuri a diferitor Dumnezei pe care îi avea lumea de atunci. Dar Avraam s-a ridicat asupra culturilor acestora și a crezut că există un Dumnezeu peste toți Dumnezeii și un Dumnezeu peste soare și peste tot ce vedem noi. Dar credința aceasta a trebuit să-i fie încercată și l-a provocat să-l aducă de jertfă pe unicul lui fiu, pe Isaac. De ce credeți că acest bărbat, care sigur îl iubea așa de mult pe copil, a fost capabil să-l ducă până pe altar, gata să îi taie gâtul și să-i dea foc, să se uite cum să mistuie? De ce credeți că a fost gata să facă asta? Ne spune Pavel în Roman că el a crezut că Dumnezeu din cenușă îl poate da înapoi. Ce a crezut atunci? El a crezut în Dumnezeu care înviază morți. Glorie Domnului! Amin. Și credința asta s-a stabilit în Pavel, în Timotei și în mine și în noi. Noi deci avem o bază pe credința cea dată odată în istorie la Avraam și de atunci la toți prorocii și la apostoli și la noi. Dar scrierea paulinică pune întâi pe apostoli credința dată odată Sfinților pentru totdeauna, ne-o spune Iuda, și din coace ne spune că noi suntem pe credința apostolilor și a prorocilor. Cum acum s-a comutat asta? Cum a luat-o înainte ăștia din urmă? Pentru că ăștia au văzut pe Iisus nu într-o icoană, și în adevărata lucrare ieșit din mormânt, l-a văzut pe Iisus înviat din morți. Și asta nu s-a mai putut tăgădui în mintea nimănui celor care l-au văzut pe Iisus înviat. Și de aceea ei acum sunt primii în credința aceasta și prorocii rest după ei, apostolilor și a prorocilor. Dar acum e credința noastră a tuturora. Mărit să fie Domnul! Amin. De aceea a zis Ioan în 14 să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Într-o lume atât de tulbură, cu atâtea tulburări,
cu atâtea neînțelegeri, cu atâtea neajunsuri, cu atâtea griji și gânduri, cum n-a fost niciodată lumea îngrijorată așa. Păi când eu eram tânăr, Sara, s-adunau oameni înșezători. Păi ce râsăte, ce glume făceau, câte bancuri, dar nu se supăra nimeni, toți erau veseli. Ziua își vedea de treburi, de animale, de hrănele, de adăpare, cerșelade, curăța frumos tot. Dar tot cântând, nu era tulbul oamenii. Astăzi n-au nici pisică, mâță la casa lor. Stră într-un bloc, nu știu unde, dar din zorii zilei și până noaptea târziu, nu mai pot de griji și de gânduri. Toți îți prământați, toți îți ciuruiți parcă. Și toate acestea cu un singur scop, să te despartă de credința adevărată dată Sfinților odată pentru totdeauna. Toate grijile astea sunt inutile. Dacă te apucă grijul de mărire, se poate întâmpla să-ți dea Dumnezeu cale liberă. Cum să zici acum, de când îți semafoare peste tot, undă verde. Și se poate să ajungi bogat, se poate să ajungi, ce știu ce să ajungi. Un școlat mare, poate să ajungi într-o funcție mare. Dar știi că n-ai câștigat nimic? N-ai câștigat nimic. Cum zicea Vasile Alexandrin, cine ești? De unde vii? Postul oare ca să știi în ce scop te-ai zămislit pe pământ, la ce ai venit și trăind, la ce trăiești? Ce solie tu împlinești? Că tu ești rău, tot tu ești bun. Tu ești înțelept și tot tu ești nebun. Și viața întreagă ți-o petreci ostenind în lupte seci. Fără rost, adică. Cu necazuri, cu sudori, strângi mereu, aduni, comori și într-o zi tu cazi trântit. Te duci sărac cum ai venit. Pleci din lume încredințat că destinul e neschimbat. Din neființă pe pământ, din la leag în la mormânt și de aici, unde te duci, frate? Soră, cu atâtea grijuri ale tale, unde te duci? Are vreun rost grijurile tale? Numai să te frământe de pomeană. N-are niciun rost grijurile tale. El numai te despart de credința în Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Și această credință în Dumnezeu a primit-o întâi Avram și până la urmă am primit-o și eu și matale care m-a spus, ea e venit aici, că ai credința asta în Dumnezeu. Dar dacă ai credința asta în Dumnezeu, nu te tulbura. Că toate lucrurile nu le rezolvi că te tulburi, ci le rezolvi că Dumnezeu ți le dă la îndemână. Tu trebuie să muncești cântând, să alergi cântând, să te bucuri în familie cântând, să trăiești în liniște, fără griji, fără certuri, fără ambiții, fără a riposta, fără a da cu pumnul în masă sau chiar în alții. Toate acestea te descalifică
însemnează că tu n-ai o credință că vei învia și vei sta odată la judecată înaintea unui Dumnezeu care toate bine ți le înregistrează. Cum cântam pe vremuri, colo sus în veșnicii, nu-i ca pe pământ. Toate faptele ce se întâmplă. Să scriu și orice cuvânt nu scapă și noi trebuie să răspundem de toate acestea. Adevărat, adevărat, noi trebuie să ajungem la examen, să vedem ce am învățat. De atâția ani vin la adunare, scumpul meu. De atâția ani ocupe un loc aici, de atâția ani ai auzit atâtea predici, atâtea poezii, atâtea cântări, atâta revărsare de har. Unde ești? Ai învățat ceva? Sau nu ești nici cam primul an după botez? Când îți pare frața atâta de scump, de dacă era posibil, ai fi luat pe toți în brațe la tine. Îți părea frața atâta de spinți, de n-ai fi îndrâznit să zici o vorbă de scăzământ despre careva. Astăzi mai ai frați spinți sau pe fiecare îl cunosc eu bine, știu eu cine e aia, știu eu cine e ăla. Cum îi cunosc? Spinți sau tu le știi păcatele lor? Și pe-a tale le-ai ascuns sub tobroc. Dar într-o zi ies afară. Dragul meu, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Și în 14, după ce zice să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, continuă. Și aveți credință în mine. Deci trebuie să avem credință dublă. Credința în Dumnezeu Tatăl, care guvernează și le orânduiește pe toate, și credința în Domnul Iisus, care ne-a adus mântuirea. De aceea nu vezi ce se întâmplă în inima ta, iubit ascultător. Faci câte o boacănă și apoi se lipește de tine o autocondamnare. Nu știe nimeni. Dar în tribunalul tău vin sentință după sentință. Am făcut asta, păi nu știu dacă mai sunt iertat, am făcut asta, păi nu mai știu dacă mai sunt în credință, am făcut asta, păi nu mai știu dacă mă mai iubește Domnul Iisus. Nu se întâmplă din astea? Credeți că eu vorbesc așa numai? Așa se întâmplă. Și știi că astea n-au niciun rost? Autocondamnarea ta știi unde te va duce? Tot la o stare de necredință. Autocondamnarea ta te va face să îți faci juruințe. Nu mai fac asta, nu mai fac asta. Dar nu asta o să te mântuie. Tu nu ești mântuit prin faptele tale. Tu nu ești mântuit că tu singur te autocondam. Tu ești mântuit prin jertfa lui Iisus. Și jertfa lui Iisus e har. Nu-i lege! Am văzut și la Windsor, frații ăștia au făcut o construcție frumoasă, dar la intrare, și pe o parte și pe alta, au pus cele 10 porunci. M-am gândit, vai, Doamne, iartă-mă, păi voi, tot sub lege sunteți, încă nu sunteți izbăviți de lege. Păi noi trebuie să fim izbăviți de lege, măi. Noi nu mai avem nici 10 porunci, nici 20 de porunci. Noi avem pe Iisus. Că legea corecta pe din afară omul. Dar harul corectează inima.
Pavel a spus noi, din legea nouă a Harului, prin Har, prin Duhul, facem sau împlinim legea. Nu de frica bătării legii, ci de drag pentru Iisus. Glorie Domnului! Amin. Așa că Pavel, omul cel mai îndrăzneț, cu cuvintele lui împotriva legii, în capitolul 3 din a doua Corinteni, ne spune că legea omoară, Duhul dă viață și că noi nu suntem mântuiți prin faptele legii. Că legea era legea morții și a păcatului. Că noi nu puteam ști că am făcut păcat dacă nu era scris în lege, nu fura. Păi noi și dacă furam, nu știam că e păcat aia. Dar legea scris acolo nu fura. Și dacă furai, trebuia să fii pedepsit. Acum această lege a păcatului și a morții a fost scrisă în pietri, spune Pavel. Și Moise, fiindcă a primit-o, a căpătat o slavă, o strălucire a feței, că strălucea ca soarele fața lui și copiii lui Israel nu se putea uita la el. Și atunci se poate sta de vorbă cu copiii lui Israel și a făcut o mahramă peste față, un fel de pânză subțire și cu găurele în ea, că el vedea pe ei de acolo, dar ei de acolo nu mai strălucea fața. În schimb, strălucirea aceasta era trecătoare, continuă apostolul. Cu cât mai degrabă nu va avea slavă legea nouă a Harului, care nu ne bate, ci ne învață. Dacă nu știi să scrii ceva, învățătorul sau tata sau mama, semănuța, pune creionul în mână și îți arată, așa trebuie să scrii litera asta. Și nu poți scrie și a doua oară, și a treia, a cincea, a șasea oară, o scrie exact. Ca învățat. Legea nu avea răbdare. Legea când greșeai, s-a aplicat legea, te bătea. Dar Harul nu e ca legea. Harul ne învață. Ce ne învață Harul? Tocmai ceea ce legea condamna. Harul ne învață să rupem cu păgânătatea, adică cu necunoștința, cu neștiința. Să rupem cu păgânătatea și să o rupem cu poftele trupești. Două lucruri trebuiesc înlăturate de la noi. Odată, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Fiul Său. Dacă nu-L cunoști, nu poți intra în împărăție. A doua, tu trebuie să o rupi cu păcatul. Tu ai păcate care ți-a fost dragi să le comiți. Tu ai pofte trupești care te macină ziua, noaptea. Tu n-ai o dignă dumnezeiască în tine. Și Harul e așa de mare că nici în momentele alea de criza ta firească, El nu te bate, ci te învață și atunci s-o rupi cu astea. S-o rupi cu
pofta, s-o rup cu ideile tale, s-o rup cu privirile aiurea, să nu te mai frământe așa ceva, să nu te mai rătăcească așa ceva, ci tu să stai în har. Doamne Iisus, ajută pe toți frații, surorile, tinerii, bătrânii. Dragii mei, căci firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii, sunt lucruri potrivnice, dar mi s-a dat înțelepciunea și prin înțelepciune câștigăm cunoștința. Și atunci vine Apostolul și ne spune să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, dar cu cunoștința apoi înfrânarea. Trebuie să mergem pe calea asta. Și atunci, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Pentru că cel ce crede în Iisus îi salvat din stările astea. Mărească-să Domnul! Amin. Nici eu n-am putut fi salvat din tâmpi. Nici n-am cunoscut tot cât Domnul mi-a descoperit cu timpul. Și eu am fost un om ca fiecare doar. Mai mult, că am avut puțin timp să cresc între părinți și între frații mei. Am crescut de unul singur pe lume și nu a fost ușor deloc. Dar o frică tot mă stăpânea. Și frica asta de Dumnezeu m-a făcut să nu mă afund în fără de legi ca toți ceilalți tineri de seama mea. Dar am fost odată păcălit de priviri, mergând pe drum. Pe partea alaltă trecea o femeie necunoscută pe biciclete și eu și ea. Când am ajuns în dreptul ei, așa ne-a fugit capul, părea că e pe bile. Și imediat am simțit o stare lăuntrică a poftei firii. Așa m-a speriat. Și așa m-am mâniat, că asta e mânia recomandată de Apostolul Pavel în Efeseni 4. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci să te mânii pe tine, nu să te mânii pe altul. Când te mânii pe altul, ai păcătuit. Când te mânii pe tine, ieși din păcat. Slăviți să fie Domnul! Amen. Pentru că versetul 30 îți arată contrar la ce învață mulți frați. O vezi ce ai scris să te mâni. Dar citește mai și versetul 30 de acolo. Orice strigare, orice iuțime, orice mânie, orice revărsare de răutate să termină cu să piară din mijlocul vostru. Mai ai drept să te mâni? Nu. Și porunca de dinainte spune, mâniați-vă. Eu m-am mâniat pe mine și mi-am făcut procesă. Doamne, păi dacă până aici am ajuns, păi de mine, păi cum mai slujesc eu Evangheliei? Cum mai slujesc eu fraților? Doamne, păi ce-i cu mine? Și atunci angajasem, restauram catedralele din cetate și angajasem pentru contabilitate un preot, Gal Iuliu, un om foarte iscusit om. Și l-am pus pe post de dulgher, că n-am avut schemă pentru el.
Dar el făcea lucrul de rău. Să uite de pe geamă, vede turnul. Ozane, vine până la birou. Hai ce să-l ascultă pe el. Mai dau o tură printre oameni, mai strâng pe câte unii de acolo. Ozane, vine la birou. A treia oară m-au biruit, dar în gândul meu, ce vrei să-ți fac, să-ți dau calea? Ce? Când am ajuns, te rog șez. Da, am treabă. Nu, dragă, te rog șez. Ascultă-mă, te rog șez. Când m-am pus pe scaun, bă, ce s-a întâmplat? Că ieri, alaltă ieri, n-ai fost ca azi. De ce ești tulbur azi? Ce ți s-a întâmplat? Ai făcut vreun păcat? Ei, nu mă gândeam acum să mă mărturisesc eu, lucrător pentecostal, la o popă catolic. Dar el nu m-a lăsat. Până mi-am deschis gura și i-am spus tot ce-am pățit. Dar el mă întreabă, știi cum se numește asta? Bă, nu știu. Fenomenul ăsta, franceze, că ei sunt foarte atăcați de așa ceva. Francezii l-au numit sex appel. Aveam un telefon din ăla cu manivelă, cum era atunci. Uite, vezi, dacă eu sun de aici odată, sună la episcopul în birou. Dacă sun de două, de trei ori, sun la magazia cu tare. Dacă vezi, așa sună când o femeie plină de duhuri din astea trece pe lângă un bărbat, să fii cât de curat din mintea ei în mintea ta, să face apel. Și ăla se numește sex apel. Dacă un bărbat depravat trece pe lângă o tânără, să uită și o examinează din mintea lui în mintea ei, să face apel. Măi, când am auzit că pe calea asta am fost atacat și de un drac, m-am speriat mai rău. Și-am luat zile de post și m-am dus departe 200 și ceva de kilometri să întreb pe Domnul, ce-i cu mine? Mai pot eu sluji? Sau așa mai departe. Când am ajuns la poarta omului, a venit să-mi deschidă, dar nu răspuns la salutul meu, pacea Domnului. Și el mă prinde direct. Era un pic gângat. Ce-i, Hozane? Ai venit să te mărturisești? Păi, când am auzit, am fugit drept în casă. M-am pus în genul lângă masă și am început a plânge. A venit și bătrânul încet, s-a pus lângă mine. Ne-am rugat, eu plângeam și mă rugam. Dar Duhul Sfânt și Harul, care nu te bate, mă, te învață, mărească-să Domnul. Amin. O început și mi-a vorbit. Bărbatule, fiindcă ai venit la mine cu trupul tău, am să-l fac ca pe unui copil înțărcat. Glorie Domnului! Amin. Harul, mă, Harul! Ne-a iertat păcatul, nici nu mi l-a amintit. Și mi-a spus puterea lui ce mare. Și cu adevărat, de acolo înainte, eu n-am mai avut probleme. Și până astăzi slujesc Dumnezeului acestuia viu. Și pe Iisus acesta în care mă încred. Că orice mi s-ar întâmpla, El mă vindecă, El mă iartă, El mă corectează, El mă ajută, El îmi pregătește totul înainte. Mărească-să Domnul Iisus! Cu atâta libertate și cu atâta har te poți împărtăși în momentul când tu știi că ești în har.
să nu te mai autocondamn, că nu-ți folosește la nimic, să nu-ți mai faci juruință, că nu-ți folosești la nimic, în pace și în liniște, scrie Duhul Sfânt prin proroc, va fi mântuirea voastră. Nu într-o zbuciu mare, nu într-o frecare unul cu altul, în pace și în liniște. Nu rezolvi tu casa să faci nu știu ce din ea dacă tu te apuci cu ceartă să rezolvi. În pace și în liniște. Tu n-ai să pui adunarea la punct după gândul tău. Niciodată. Dar cu pace și liniște tu poți să intri frumos și să îndrepti unele lucruri. Când tu vorbești vestit, când tu ești tulbur, ține cont de ce spun. Tu nu rezolvi nimic decât te osândești pe tine însăți și arăți că Iisus nu-i cu tine. Tu ești fire goală, nevrednică de Iisus. Leapă de aceasta! Că așa scrie în 4:30 în Efeseni. Să piară! Vă lăsați să piară! Sau din 12 Evrei cu 1. Dați la o parte orice piedică și păcatul care vă înfășoară așa de lesne. Suntem în ziua când vom serba actul cinii Domnului și pare că m-am dus un pic prea departe, dar nu știu de ce. Cred că nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră care ascultați. Am sosit până aici. Doresc ca bunul Dumnezeu să vă cuprindă cu harul ăsta, cu învățătorul ăsta, cu pedagogul ăsta minunat și mijlocitorul ăsta minunat, ca toți cu inimă deschisă, bună, inimă veselă, să ne putem apropia de minunata jertfă a Domnului Iisus, de trupul și sângele Lui.